bine ați venit la emisiune. Așa, bună seara, ediția cu numărul 11, oameni buni. 11. O emisiune plasată între umor și cunoștință în istorie. Eu sunt Alexandru Ghețan, prezentatorul acestei emisiuni. Hai să vedem care sunt regulile de bază. Pentru fiecare răspuns corect, participanții la această emisiune de umor și istorie primesc câte 2 Ștefani. Pentru fiecare răspuns amuzant, hazliu sau bine argumentat, 1 Ștefan. Și pentru fiecare răspuns întraiurea, parșiv, urât, minus un Ștefan, sau cum a fost în ediția precedentă, chiar spate și câte 2, adică să fie minus, minus 2 Ștefani. Dacă ești Marin. Dacă ești Marin. Cum ați observat, mare absență din ediția de astăzi este Marin Madan, dar o să mergem pe rând. Invitat, ca de obicei, Ivan Lulianov, vă rând de aplauz pentru Ivan. Salut, dragi telespectatori! Nouă ne place să citim comentariile despre fiecare participant, despre Ivan Lulianov din emisiunea precedentă. Dați-i mut lui Lulianov. Prea mult zarvă face. Ce înseamnă zarvă? Și-o bine, da? Da, da. Prea mult caif ne dă nouă. Ah, am înțeles. No, prea mult caif. Vrut omul scrie varză. Prea mult varză face? Da. Pe iarnă se gătește. Da, precis. Cel de-al doilea participant în ediție de astăzi, Vladislav Sliusarenko. Despre Vlad este un comentariu pe YouTube în emisiunea precedentă. Scrie: Marin Madan, pe lângă Vlad Sliusarenko pe canapea, parcă-i tata cu fiul. De asta l-am luat pe Marin cu tătul. Să-i nu-ți trebuie așa fișori. Așa fișori, corect. Așa fișori. Care se duc în minus. Razgledeai, băi. Eu vă promit că chiar dacă Marin Madan nu e în emisiune de astăzi, despre dânsul și cel mai multe comentarii. Așa e la fiecare ediție, da? Despre dânsul cel mai multe, da. Cel de-al treilea participant în ediție de astăzi, Victor Vizitiu. Victor. Bună seara. Bună seara. Victor parcă e Andrew Tate. Comentariu. Știți cum arată Andrew Tate? Cine e Andrew Tate? Nu știu. Un Alfonso. Alfonso? Un super Alfonso, super bogat, super stilat, info țigan. Știi ce înseamnă asta? Ah, țigan. Ah, info țigan. Info țigan. Da, este termenul ăsta, știi? Da. Și aici scrie că Victor parcă Andrew Tate cu barbă și cu mustieț. Altfel. Dar unde-s gâtușoarele de emisiunea precedentă? Da, păi o trecut știm de atunci. Era, era și momentul. Era și momentul să Câți schimb. Săptămâni au trecut? 4, 5? Chiar vreo 5, 6? Da. Cred că 3. Tu crezi, da? Da. Tot e relativ. Da. A trecut undeva 3. Și invitat special pentru prima oară în ediție de astăzi, Ion Chirtoac. Ion. Despre Ion deocamdată nu sunt comentarii pe emisiunea Așa Bună Seara, că nu am mai fost, așa că vă citesc comentarii despre Marin. Marin Zaebal, du-te acasă incompetent, nu te pricepi în ouă și pahare. Asta eu l-am scris. Marin, cât cântărești, cât cântărești, că dacă te-ai face lăsăre, cântărești cu 5 kg mai puțin. Normal, normal. Da, și încă din mai mult, așa, Marin gătește unghiile. Ei, cred că toate emisiunile astea îi vopsim unghiile. Ce putem să spunem despre Ion Chirtoacă? El e Chirtoacă. O să fie clickbait. Chirtoacă în Așa Bună Seara. Ion Chirtoacă, ca de altfel și prezentatorul acestei emisiuni, este din Anini Noira. Ion, așa că bratcă. Asta da. Bălea, asta e cumătrism. Eu ceva sunt. Niciun fel de cumătrism, niciun fel de favoritism o să fie. Nu o să fie, promit. Ion Chirtoacă. Rezident stand-up-ovca, venit din Paris, cu bani, bogat, special pentru emisiunea Așa Bună Seara. Mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră, mulțumim Ivan, și sperăm să faci 1000 de lei, nu ca să te ajute, dar până la urmă sper să fie de bun augur venirea ta la emisiune. Aplauzele voastre pentru el, de încurajare. Cum a spus, din Aneni, brodcă, tot facem. Ok, premiul mare în emisiunea de astăzi este 1000 de lei, ca de fiecare dată. 1000 de lei! Și, de asemenea, câștigătorul emisiunii are dreptul de a participa la Super Blitz, acolo unde noi avem 10 întrebări scurte și poate câștiga încă 1000 de lei, adică te poți duce acasă cu mai mulți bani sau mai puțin, pentru că fiecare răspuns greșit se penalizează cu minus 1000 de lei, dar până acolo mai avem. Care este provocarea pentru ziua de astăzi? Dacă emisiunea ia 3000 de like-uri în prima săptămână, câștigătorul acestei emisiuni vă da banii la un bomj. Adică dacă a câștigat 1200, 1200 de la un bomj undeva în Chișinău. Dacă emisiunea are 4000 de like-uri, atunci e banii de la un bomj.
Dacă emisiunea ia 5.000 de like-uri, atunci mama ta o să trăiască veșnic, numai de like. Și dacă ia numai 6 like-uri emisiunea, atunci data viitoare cel care ia cel mai puține puncte va spune o poezie de George Topurceanu. Asta e, конечно, унизительно, cred. Da. Cu bomjul a fost, da, nu. A, adică nu vrei să dai banii? Nu. Vreau să eu. Prima întrebare este luată de la spectatori, așa că voi puteți trimite întrebarea voastră, uite, la adresa aceasta de e-mail. Trimiteți întrebarea voastră și poate data viitoare aveți norocul și întrebarea voastră va fi auzită. Voi să-i arătați la mamă, la tata, la frate, cine aveți acolo, ia că eu am avut o întrebare și eu pus-o la așa bună seară. Iar acum, prima întrebare, sub aplauzele voastre și jingle! Bun, prima întrebare din partea spectatorilor, cum v-am spus, așa că în Evul Mediu, în spațiul românesc, autoritățile statului practicau o anumit ritual. Mm-hmm. Ritualul care se numea ordarii. Ordarele presupun în sine ca un cetățean să fie legat cu mâinile și aruncat în apă, de exemplu. Sau să-i pui pe juratic întins, încins margă. Sau era să-i bagi mâinile în apă clocotită. Întrebarea este de ce se făcea practica asta ordariile? Ce înseamnă ordariile? Păi ți-am descris. Așa se numește. E o practică germană, dar care era și în spațiu românesc. Aha. Ok? Prin ce se explică? Ce înseamnă ordare? De ce se făcea asta, de fapt? Uite, îi lega mâinile și îl arunca în apă. Tipa, în notă. Al bunea în juratic? Și îi spune, mergi. Mm-hmm. Sau băga mâinile în apă clocotită și zice, rezistă. Mm-hmm. De ce se făcea asta? Da. Și perioada asta a fost... Epoca medievală. Epoca medievală nu erau tamada normali. Și... Și, da, da. Și nu puteau să inventeze concursuri la nuntă normale. Este concursul la... Eu cred că da. Un punct pentru Victor Vizitiu. Primul punct din emisiunea de astăzi. Apropo, da, scuzați! Vreau să deschid un pic parantezele. În emisiunea precedentă, Ivan Lileanu, la sfârșit de emisiune, a făcut o glumă foarte proastă, da, și i-am spus că el are minus 1. Minus 1. Da. Și așa. Victor a făcut una bună. Încă plus un punct. Tu da mai 2, minus 1, 0, 0. Am Ivan. Înțeles. Ion. Noi câștigăm, iau 0. Eu am o variantă. Eu am văzut pe YouTube, așa, Victor de la americani, cum antrenează soldații. Da? Bă, da, am vrut și eu să spun asta. Da, dar nu-i spus. Și? Și așa îi legau, îi dădeau în apă, îi dădeau zadanii, da? Tipa ca să aleagă cel mai bun, cel mai rezistent soldat pentru armată. Adică tu crezi pentru armată? Ce mai rezistență? Două puncte pentru bratca, bratca, maladie. Nu, mai gândiți-vă, nu-i drept. Nu-i drept. Și eu știu de ce nu-i drept, pentru că asta e antrenament neeficient. Dacă asta... Ală aruncă în apă cu mâinile legate și în noată. Dar el, bă, să neșe. Și cât faldața site-ul la sfârșit. Da. Căroși, eu am așa o variantă că îl pun eu pe jaratic, mergi. Așa, să învăța, mergi cu 8 kg. Sunt așa o vorbă de tată, știi? Da. Da. Dacă a căzut, gata. Nu-i fiul tău. În apă, în noată. Da. Să înveți să nota. Cu mâinile legate. Cu mâinile legate. Nu. Evretii dezlegabile, treaba ta, nahu. Este... Davai. Și-l muieu cu apă șerbinte de atâta că se spele posuda. A, adică e apă șerbinte. Da, pregăte tipa... pentru viață. Da. Minus un punct? Da. No, eu n-am încă. Desiuni, uite, asta e un fel, asta e dur, da. Am așa variantă, ca să nu fie corupție, să nu fură oamenii ăștia. A, adică e prevenire. Da, e prevenire. Adică tu încă n-ai făcut nică. Dar ca să nu faci. Ca să nu faci, te pune să mergi în jaratic. Da. Minus un punct. Da. Mulțumesc. Într-adevăr. Așa. Mulțumesc. Da, asta... Eu am minus 2, dacă cineva s-o coate. Da. Asta e tot perioada când era și Vlad Țepeș pe atunci? Da. Aha, și ei, într-un fel, practicau chestia asta, oamenii care au făcut infracțiuni mai puțin urâte, apoi le făceau chestiile astea strașnice. Și dacă care făceau infracțiuni urâte, apoi așezau cu curul în țapă. Aha. Adică dacă... Infracțiuni frumoase sunt, da? Da, foarte frumoase. Domnului, da? Asta când furi miliardul și crasava, brat. Dar și alte model de infracțiuni frumoase în Evul Mediu, cam tu? De pildă, eu infracțiuni știu. Frumoase? Eu știu. Ai răzvădit o padrugă și nu i-ai sunat. Asta e infracțiune frumoasă. Nu frumos, crasava, mujicu. Și infracțiuni puteai să mai faci. Eu aș pune minus 1. Da, srazu, ble. Eu am o infracțiune frumoasă. Ați pune minus 1 pentru asta? Da, eu aș minus 1 Ivan, minus 1 Vlad. Da. Așa, mai departe? Eu am o versiune.
Din infracțiune frumoasă. Asta când, de exemplu, sunteți la un șașlăc cu pățanii și s-a terminat ginul. Uh-huh. Și trebuie să duci să furi niște gin. Și între în beci și acolo hop baba. Da și ca să tu îmbești la babă. Dar de ce fostă-ne e botă? Știu, da, da. Se, ca să tu așa, eu mă-și dau ție pașaportul și să te duci. Dar de ce ușe stupid? Dar și ca să la babă? Eu cum vreau să iau. Nu, era pe simplu așa un mem. Ok. Băieți. Am variantă, am variantă. Acuș. Am variantă așa, că ei le găteau să fie Ioj. Ioj. Și? Ioj. Ariș, Ioj, Ariș. Nu, cu yoga se ocupă. Ah, yogiș. Yogin, yogin. Yogin, yogin. Așa. Țăran yoga. Ioj, Ioj. Ioj. Așa, îi pregătesc să facă yoga azi. Da, da. Ah, nu, nu, e corect. Le pregăte... Bля, făceau asta dacă om se îmbolnăvea, pentru că n-a fost parastamol, nici o pul n-a fost. Ah, dacă era rău, dacă îl capul, mâinile în apă, da, cerbinte. Da, da. Și el, cum te simți? Băi, ni rău, tot ni rău. Și apoi, hai, mergi prin jaratic. Tot ni rău. Și apoi îl scufundau în apă. Tot ni rău, dar scuteți-n nahu toporul din schinare. Și după asta îl întrebau, cum amu? Amu, bля, amu-i zăiebis, amu-i tare ghin. Amu-i mai ghin. Căutau metode de... A ucide oameni. Nu. A lecui oameni. Da, a lecui. Nu, nu este o metodă de lecuire. Bun, erau pedepse care erau de obicei făcute, uite, când omul era vinovat de moarte, deodată țapa, ok? Da. Dar în și situații, oamenii, uite, erau pusă la ordarei. Adică... Când el a făcut... Când nu a fost demonstrat că el e vinovat sau nu, când încă nu e clar, adică nu-ți dovezi că el asta a făcut, dar nici nu-ți dovezi că nu a făcut. Doi, Ștefan, pentru Victor Vizitiu, într-adevăr, ăsta este răspunsul corect. Asta era o metodă de probă. Prezumția adică, din nevinovăție, da? Dacă tu te pune să mergi prin jaratic și ptine te frige, și după 3 zile nu-ți reveni, înseamnă că e vinovat. Uie, dar dacă își revenie, înseamnă că tot normal, nu era. Ar arunca cu mâini legați, necat, e vinovat, da. Vinovat. Da, așa era principiul. Nu, dacă, nu e chiar logic. Dacă, despre nu. Morți de rău nu o să zicești. Da. Îl pun pe jaratic și dacă spune că nu e vinovat, e vinovat. Da, blядь, eu nu-s vinovat, ce m-a spus pe jaratic. E vinovat. Da, asta era un fel de pedeapsă care era prin forța divină. Dacă omul ăsta mergând prin jaratic, după 3 zile merge, dar tot normal, apoi înseamnă că el nu-i vinovat. Dar dacă, într-adevăr, încă îl întreabă, te mai frig tălchele? Și el zice, da, mă frig. Înseamnă că e vinovat și după care îl băgau și pe țapă. Doi, Ștefan pentru Victor Vizitiu și noi mergem la cea de-a doua întrebare sub aplauzele voastre chiar acum. Băieți, noi o să avem o întrebare din istoria cea mai contemporană, cea mai recentă. Mm-hmm. Azi dimineață. Nu, cu 2 săptămâni în urmă, 3 săptămâni în urmă, 4 săptămâni în urmă, ca aproximativ, la 14 septembrie, mai cu seamă, a avut loc un briefing de presă la care a participat Vladimir Bolea. Mai țineți minte, da? Da, 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 da. De mult, da. Ministrul Agriculturii din Republica Moldova, da. Ministrul care este Vladimir Bolea și el a fost iritat de întrebarea unui jurnalist. Eu știu răspuns. Mă să iubit pula ei să mă... Molodesc, brat, că... Dar asta nu e întrebarea, asta nu e întrebarea. Clar că nu e întrebarea. Bă, proastă. Dar nu e răspunsul ăsta? Nu, nu. Întrebarea. Care organ genital l-o să iubit pe invist? Da. Dar asta e respectiv, un jurnalist a dat întrebarea, la care ministrul Vladimir Bolea s-a întors înspre Adrian Digolean, da, ajutorul lui, și a zis, mă să iubit pula ei să... Și aici stăuți așa. Adică și el cumva a aprobat. Uh-huh. Acum întrebarea către voi este, băieți. Bun, el te rău să ceru scuză publice. O zis că asta din cauza la stres. Întrebarea este, cine-i pula ăsta? O zis că din cauza la stres, din cauza la oboseală. Întrebarea este, ce de fapt l-a întrebat jurnalistul pe Bolea, că este a zis, mă zăibii pula ăsta? Adică care a fost întrebarea lui? Da, da. Jurnalistul a spus, băi, eu să te zăibesc. Bună ziua, eu o spun, am venit să vă zăibesc. Nu, eu cred că el a întrebat, el fiind de agricultură, da? Da, agricultură. Da. Deci asta cu pământul și ceva, da? Cu jinul, cu da, da, da. Așa. Și jurnalistul întreabă, bună ziua, dar nu credeți că ghirbițidele sunt dăunătoare pentru pământ? Asta, da, de ce închis, da, mă, ce, bă, eu tot m-aș nerva, bă, eu tot... Un punct pentru Vlad Susarenco, așa? Am da, altă aici variantă, vine și... Al întreabă jurnalistul ăsta, dar deși patlajica e roșie, e verde.
Și a zis ca ministrul de agricultură, când aude așa, întreba, bля, mă заебись полу. Și a zis la alt. De acord. Da, da. Așa? Dar deși noi cumpărăm usturoi din Kitai, dacă noi avem pământul nostru și putem la noi, în Moldova, în țara noastră, să avem roade. Dar deși noi cumpărăm tot de la Turcia și nu... Corect, bună întrebare. Numai că răspunsul era altfel. Știi, era să-i te fute sau te interesa? Bun, care ar fi? Ce puteți să-l întrebi care să-l deranjeze pe ministru? Pretensul e o întrebare care i-a mai fost acordată. Victor, nu, asta rog. E pur și simplu gânduri, nu e variantă. Posibil legați-vă cu protestul agricultorilor și... Nu, brat, că asta nu-i bună. Asta nu-i bună. Nu. Dar nu-i răspunsul ăsta. Nu, n-al bagi pe asta. Nu, ce puteți să-l întrebi? Da. Ca indiciu, asta e o întrebare care a mai fost adresată anterior de mai multe ori. Că omul zaibește când îl întrebi de fapt, mai multe problema ori, asta apare în fiecare an. Se cită așa, cred. Nu, da, 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 a întrebat tipa, da, când ați ploaie, nu știți că... am pus 3 hectare, am pus și, blea, nu se face, nahoi, nu se face. Nu un se... punct pentru Vlad Suserencu, dar nu. Eu e ca așa nebiresc, na. Notează, nu notează punctul. Problema care e... Fiecare an cu ce problemă se întâmplă în agricultori, asta e seșeta și că n-au ruble. Cine? Agricultorii. Ministrul are. Apă da. Bolea are. Ok, ce puteți... În an de an se întâmplă ceva, uite... Eu știu răspunsul, dar vreau să ne mai pricălim o leac. Eu știu răspunsul. A, jurnalista Aista este cunoscut cu bolea. Așa. Și jurnalista a dat întrebarea: băi, piderule, când să-mi întorci datorie? Și bolea spune: o să ai bit pulei. Că de mult, blea, era dator 100 de lei, năclasnică e lui. Că nici nu era jurnalist. Și el așa: băi, pider, când să-mi întorci, blea. Așa la vine pe tot locul, ani de ani, că nu știam ce-am dat. Da, da, da. Când să-mi întorci sotca asta? Nu, 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 fichini cu neoasă. Prieniți urătorii și o să ai bit pulei. No, eu cred că este poate fi corect. Plus un punct pentru că e amuzant, dar minus 3 pentru că nu-i drept. Blea. Minus 2 se prinește. Minus 2 în total, da. Roce, eu știu, vrei să pui răspuns? Plus eu știu răspuns corect, eu dacă spun, blea, tot termină, n-a. Minus un punct, Vlad, pentru că a aruncat bățelul. Asta e inventat. Cu iala nu mergi, blea, nu ești bolea, nahui. Înțelegi? Vlad, cu variantele lui, este mozaibit pula ăsta. Da, da. Roci, eu știu. Ce i-a spus? Și l-a întrebat. Da, an de an, vreau zic că de la minister, vreau zic că de la conducere se alocă la agricultori ajutoare, subvenții. Așa, e adevărat. Subvenții se dă, da? Uh-huh. Pentru că ei vin, dar nu a plouat, blea, că nu bate vântul, n-au dat 9 miliarde. Dar când se face, blea, apoi nu dau la stat înapoi, tot atâta, blea. Lasă că eu știu, blea, cum lucrează agricultorii ăștia. Așa. Așa. Și aici ia în întrebarea lui, eu fost că, bună ziua, da, spuneți, vă rog, să majorează subvențiile anul ăsta, pentru că a fost cam nu prea a fost anul roditor și noi vrem să nu ieșim în minus. Noi când lucrăm și noi nu cred să lucrăm degeaba, că voi toți vreți și... Tu ai pământ și tu sau și că și... Da, eu am 14 soci la Napadu acolo. Eu, că nu mă rămâncă, ne-au lăsat. Așa, și el a întrebat, ați ce bun subvenții anul ăsta sau n-a să măresc subvențiile? Și istesna omul s-a enervat. Și eu zic cum zăbit pul ăsta. Doi Ștefan pentru Vlad Slisarenko, într-adevăr. Jurnalistul a întrebat, uite, anul ăsta o să fie subvenție ajutoare către fermieri, mai ales cei care au cultivat miere. Pentru că știți că an de an stau mierele pe deal sau le dau la suc mierele, adică... Și sunt ăștia oninzele și vijernii care îți bagă în miere. Și... Ai și vreo livat de miere tot? De miere? Miere, n-am. Respectiv ăsta l-a întrebat, o să fie subvenție anul ăsta pentru fermierii care au livezi de miere? Da. Și aici au zis, mă, zăi bipul ăsta. Băi, dar... A, păi ești normal, când șeri bani. Când vine omul și șeri bani la tine și nu te nervezi, blea? Da, poate o întrebare e că mulți ani la rând eu aud că agricultorii zjălui că a fost un an taxibil. Dar a fost vreun an când agricultorii zic că ia e bușa, nu a fost. Domnul Olea, da, a fost așa de pizdo. Dar despre asta bolea nu știi. Înțelegi? Nu, poate să uite, băi, parcă a plouat, parcă astea, dar agricultorii strângă ca pustă, e rubletă, e strângă, înțelegi? Îl dau la dos. Pe timpul Voronin și iarna era iarna. Și ploua. Un Ștefan pentru Ion Chirtoacă. Și eu am început să spun protest, că a fost protestul agricultorilor din cauza la subvenții și tu ai zis că nu e asta. Nu, dar nu e de la protest. Prosta de subvenții întrebam. Adică cu Ion te-ai înțeles cu dânsul, blea. Bun, oricum am pus un Ștefan pentru că asta cu Voronin chiar era mai ghine.
Chiar era mai ghinion. Chiar era mai ghinion. Deci, e dreptă. Și iarna, nu îngheța floarea de măr, nu îngheța. Dar muie, te vezi cum îngheți florile de măr. Te duci amuie pe deal? Ia că du-te amuie pe deal. Am murit când venim mai asta. Nu, merile și le-am dublion și tăi. Nu, băieți. Vă trebuie. Du-te amuie ca octombrie. Vreți ghei sau mieri, bleai? Pământ roditor, bleai, cu ploaie sau... Să se ling două fete, blăi, și două bărbați, nahu. Nu, uitați-vă, era în vremea lui Voronin, floarea de măr era floare. Du-te în octombrie pe deal. Vezi vreo floare de măr? Nu vezi, nu mă dicutui, blăi. Nu mă dicutui. Nu e nici un... Nici o floare de măr. Au pus rachetele aici la graniță, blăi, și vse. Gata, gata. Asta eu și eu un copil în braț și mă duc. A vândut, nahu, țara asta, a vândut-o. American, am văzut Biden, blăi, lângă răniță. Mânca merile noastre, pe data. Biden, mânca merile noastre. Noi și mânca mere. Și asta și nimai, așa e care farțâț? Bun, asta eu am închiriat o apartament, un. Acum nu am eu, acum Biden închirie. Înțelegi, a vândut țara asta, blăi, da. Bun, doi Ștefan pentru Vlad Slisarenco, un Ștefan pentru Ion Chirtoacă, iar noi mergem la următoarea întrebare după jingle. Ian, oprește din băut apă. Ian, oprește, tu, Oleac. Ți-i place când un străin intră în casă la tine fără să zică bună ziua? Hm? Îți place? Apă nici nouă tare nu ne place când tu pur și simplu te uiți la video-ul nostru, dar nu dai follow. Apasă acolo un clopoțel, dă un follow și noi tot așa suntem mai ghini. Și tu tot așa e împlinit. Și băieții așa e vesel. Și noi să avem urmăritori și tot așa e fain. Ai dat like? Ai dat follow? Bravo! Hai, la ridere! Haror! Da, chiar mulțumesc! Chiar mulțumesc! Bun, băieți, următoarea întrebare. Mara, ați auzit de romanul ăsta? Da. Da. Și știți despre Mara, ca să cunoaștem. Dacă pui în față ta, spunești Tamara. Dacă pui și... Dacă vii tu și Mara... Maraș? Și... Mara. Vii tu și Mara. Mara. De lotul invers. A? Ce și-a spus și el în complet? Eu n-am vrut să ofensez pe nimeni. Eu da, am învățat Mara, de la greșelile lui Marin. Știi vreo șmară? Nu. Ok. Băieți. Mara. Ți-ai zis? Da. Minus 1. Ce, crezi că ești din Anin și gata, n-a spun? Da. Bratcă. Noi nu ne-am înțeles așa. Bratcă, scuze, dar eu fac așa ca să de intrigă, știi? Asta noi n-am spune în emisiune, dar... Ok? Minus 1 pune. Bun, băieți, Mara. Este un roman... Îmi pare că... E zici serios? Îmi pare că tu când spui minus 1, nu cred că el glumește. Ok, romanul, băieți, romanul social Mara de Ioan Slavici, publicat în anul 1894. Să vă descriu un pic acțiunea de acolo din roman, pentru cei care nu cunosc despre ce este romanul. Mm-hmm. Mara este o femeie văduvă, este femeia unui cizmar sărac din satul Radna. E mușește din greu ca să ofere un viitor copiilor ei. Are doi copii, are Persida și băiatul Trică. E, până la urmă, o reușit să facă o anumită activitate. Persida și Triper. Trică. Persida și Trică, Petrică. Nu, trică. El stricat, deci de ce e stric? Trică. Da. Respectiv, e a reușit să strângă bani la ciorap de una singură și chiar să le ofere un viitor copiilor ei. Pe fată, odată o să învețe la o mănăstire de călugăriță. Acolo și mulți bani trebuie. Dar e de-aș de învățat acolo. Ca la Oxford. Persida. Călugăriță. Odată o să învețe la o mănăstire de călugărițe, iar Petrică, cum sună? Petrică, l-a dat să învețe meseria de cojocar la Arad. Și ulterior... Care faci cojoași. Da, cojocar, am întrebat ce înseamnă. Familie este cojocar. Da, respectiv, ei chiar au reușit să strângă foarte mulți bani și după care ei deja dădea bani cu un împrumut. Întrebarea, cu ce se ocupa Mara? Da, spate indiciu, pentru că, spate să ocupe orice, da, cu lapte... Dar spune. Săseaua, lapte. Făcea lapte. De care? De la dânsa sau de la vacă? De la vacă. Zmulgea vacă și făcea lapte. Zmulgea vacă. Zmulgea. Pe timpul la mine. Zmulgea, nu zmulgea. Astea sunt două lucruri diferite. Cum? Zmulgea? Adică, iarba o mulgi, da?
Mulgea vaca, da. Și? Și spreneam lapte. Vine cu sasocul de la vacă. Și că nu de lapte, blea, nu știu ce nohă. Nu, nu era, nu produce lapte. Nu lapte, brânză. Și ce de hoia brânză? Ca să faci lapte trebuie... Nu brânză, ia și mai știi? Caș. Boroc, caș. Smântână. Iogurt. Simple de iogurt. Acă, acție, cum spune asta, blea? Nu, acție, dar acțimele, acțimele, huierea. Danon. Huierea. Păi și ea cocaină. Nu, ea... Așa. Наркотиш, наркотиш. Наркотиш. Я вообще на во все тяжкие. А его зовут фильм. Я вообще мемфетамин нахуй. Мемфетамин. Витамин ревит. Херби, вообще. Да, марамфетамин требует. Да, era cu alchimia. Ce fac alchimiștii? Ei da, fac din or și metal, vor să fac aur, prostalani, blei. Cred că din nerjaveică, blei, poți face aur. Și e tot așa. O văzut și ea asta undeva și a început și ea să facă. Și fășe aur. Trebuie indiciu. Cred că nu-i corect, trebuie indiciu. Nu. Nu, vopșe, nu. Voi, de a obicei, fost... când faceți asta... Ne ștergem la fund. Bă, hai... Scuzați, scuzați. Da, trezești. În Chișinău sunt mai multe de astea. Vecei publici. Svetofor. Просто назад, мы писали. А, репарации телефона мобиля. GSM. Макдональдс, Макдональдс. Попрошайки. Он Штефан Петру Виктор Визитив, да ну. Макдональдс. Ну, ну, Мак. Ну, сын мой асфальт, асфальт. Почти асфальт. Ну, я кишнаю с маймол действия, блядь, асфальта. Кари фак асфальт. Репарации încălzăminte. Dacă tot bărbatul era cezmar. Dacă tot bărbatul era cezmar, eu preluat profesia. Bărbatul era cezmar? Era da. Cezmar. Blea, dar de ce n-ai spus, băi? O spus că asta e. Asta schimbă te, da? A schimbă te, ia nu, cezmar minus. Deja nu cezmar, dar m-am gândit. Nu, nu puteți fi. E, a, ea producea, care, blea, cum se numește, huneaua asta, care... Pătrac. Cac? Care de... Da, pentru negru să fie negru. Cum Gutalin. Negru să fie negru? Zagar, salarii fășea, na. Zagar pentru tufli? Nu, știi? Cum spunești zagar pentru crem tufli? De papuși. Crem de papuși ia pe așa. Zagar pentru tufli. Asta eu cred că și una din frazele, frazele care se apară în comentarii, zagar pentru papuși. Dar... Nu cremul este pentru papuși, cred nu, că nu, ea să ajute la bărbat să n-a. Dar el era mort de-amu. Nu. De-amu Dumnezeu la așa. Ce leagă? Da, bărbatul. Cum ușa să afli, blea. Avea două fete? Avea o fată sus la mănăstire? Avea o fată. Persida o chema? Persida o chema. Chia e bușul lumii a pus. Asta știu, Persida și Trichi. Și e un bogățet la urmă. Trichi? Trichi Nichi, da. Trichi. Ce pide? Hai să ne înțelegem. Indiciu, care indiciu? Avem, așa, avem în Chișinău. Avem în Chișinău și de obicei se face legătura, de exemplu, dintre centru și botanică, se face prin asta. Intersecție! Ea făcea intersecție. A, nu, nu, nu. Ea era taxist. Era, făcea podul. Și făcea la pod. Noi. Sărere pe pod. Sosedii pe pod. Nu, 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 nu. Ea sosedii pe pod. Cum, cum, cam ți-o ghipui asta? Просто сосед. А, где суп под? Бы, суп под сосед. Бун, или гад ку поду. Дар, чи фача я? Роб джампинг фача. Роб джампинг. Ну, мака нав ее эластику, что... А, я что еще фача, статья ку плакату, что пипец, дак в... А, да! Un punct pentru... Я врут си звырли, ши зы... Влад? Си укупа ку шантаж. Я зыщи, бэй, дак нам дай 5 лей, мы звырли на покума. Мы си нучит, мы си нучит. Ши иду дяу на хуамени. Дак нам дай 5 лей, ты импинг дипи под, як аша дыша. А, ла уамени кэн трэшел. Да, кэн трэшел. Ну, и легат ку поду, ши я фача чева аколо, ка су пцэнам... De exemplu, iată, botanică și centru. Nu era asfalt și era, blядь, iamă, nahu, așa. Așa. Și ea s-a pus așa, cu mâinile acolo. Ea era pot, trece. Da. Treșeț. Treșeț. Luam bani. Treșeț așa și puneți bani acolo, puneți bani acolo. Da, da, da. Dacă oamenii nu puneau bani, ei da, treșeț, treșeț. Ia fășea poduri, nu? Un Ștefan pentru Ivan Lilenov, dar și a venit în dere prin lua bani. Cuvântul la mine, da? Da. Minge la mine. Nu mai este. E cerșe pe pod. Nu, eu am alt variant. Sunt șlagbaum acolo și după care era streacă. E că tot asta am vrut să spun. Punea șlagbaum și i-am văzut. Dar șlagbaum era mâna, știi? Și oamenii treșeau și se împingeau în mână. Și unde băi, tu? Banii, da, blea, da, banii, na, cum ești? Poate e treșeau oamenii. Ea era vachtior și la pod, blei. Da. Ea avea un dar neobișnuit vizual să vadă plus minus câte kilograme are omul și îi spune ca să-l țină podul sau nu. Uh-huh.
Și dacă geanta era primare... Da, păi zice, tu n-ați treci, bratan. Beje nu e la intrare acolo. Nu, de fapt, dat răspuns corect, Vlad Slusarencu, două puncte. E într-adevăr, ea au arendat podul ăsta. Și fiecare om care vrea să treacă pe acolo sau cu carul, când vrea să treacă, atunci trebuie să plătească ei bani. Asta a fost soluția ei. Dar întrebarea este cum e o arendat dacă e n-avea bani? Dar pe ea avea o anumită sumă foarte mică. O arendat. Gen și... atunci pe vremea era 3 capii și arendez podul, da? Nu, nu era atât. E o arendat banii, dar e inclusiv în prima perioadă răscumpărat din asta. Scuzați, e făcut mai mulți bani. Domn prezentor, scuzați-vă, da. Rog, dar dacă era scuiale, și un blea. Om mai puternic, de exemplu Ion, dacă se vină la Mara și să-i fute botul și spune eu vreau să trec. Ea avea crâșă, tet, dar ea arendat crâșă. Ea a avut crâșă, crâșă a avut? Ea avea tet. Avea tet, da? Ea era mafiosnic, nu degeaba o cheam Mara. Da, dar ea a ajuns în... Dovedeu să vină până trecem eu podul. Cine? A, dacă reușe Bercutul ei să vii până tu. Nu, într-adevăr, răspunsul este corect. Ea a arendat un pod și respectiv fiecare om... Putem cu viaduc așa să facem acum? Mai vrei să treci pe viaduc? Pur și simplu, înainte erau și anumite, nu vame interne, dar un fel de poduri cu plată. Aha. Dacă lumea nu vrea să plătească, trebuie să ducă să înconjoare foarte mult, dar el oferea carne de acces. Autobam, da. Da, apoi e așa și nu... Mara a deschis autobanul. Banul? Autobanul. Autobanul, da. Tu crezi că așa se numește? Ban. Da. Plătești banul și treci cu auto. Da. Cu autoban. Autoban. Banul cu șabanul. Bun. Doi Ștefan Petru, Vladislav Susarenco, iar noi mergem să vedem care sunt rezultatele după primele trei întrebări. De ce avem nevoie de un jingle? Pare că e un minut doi. Da. Bun, după primele trei întrebări avem următoarele rezultate. Neașteptat, Vladislav Susarenco, 5 Ștefan pentru Vladislav Susarenco, decent, decent. Avem așa, Victor Vizitiu, 5 Ștefan și pentru Victor Vizitiu. Bun, Ion Chirtoacă, nou venit în echipa noastră, nou apărut la emisiune, 0 puncte, felicitări, ție. În tot cazul nu ești pe minus și are 2 puncte până acum, Ivan Lenov. Te reabilitat, bravo. Nu felicitări, minus, Ivan. Nu minus. Bravo. Da. Bun, noi în emisiunea precedentă am văzut că vouă foarte tare v-au plăcut întrebările despre Dochea. Da. Așa că noi avem încă o întrebare despre Dochea. Da. Doar că altă legendă. Iar legendă. Iar legendă. Și iar trebuie să vedem. Fără oi de data asta. Dochea avea un băiat tare frumos. Îl chema Dragobete. Uh-huh. Eu știu, da. De unde? Că el vine la 14 februarie și... No, no. Nu? A încurcat acela vine, Valentin. Vine și 24, brate. 24, 24, da. Da, 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 și ce faci el de obicei? Ne zăibește. Săsești pe oameni. Cumpăr iPhone, Dyson, blăte. Duci cu dânsa undeva. Da. Asta cel mai bun caz. Asta el spune așa, da? Da, el, blă. Vine și ia vezi Dyson-ul și ăla. Dar tu poți să-l prinzi pe dânsul? Da. Spind din nervează, așa? Da, dar cum așa să vii? Bun, Dragobete, era un băiat și legenda spune că Dochea îl avea pe el și era mândria ei, băiatul ei. Și respectiv, într-o bună zi, Dragobete s-a îndrăgostit de o fată foarte frumoasă și tânără. Doar că Dochea nu știa de asta. Mm-hmm. Și Dochea nu vroie ca el, feciorul ei, să fie cu fata asta frumoasă. Respectiv, i-a dat un boss de lână neagră și i-a spus, în momentul în care tu ai să-l faci de lână neagră albă, atunci tu deja ai să fii împreună cu băiatul meu. Du-te la râu și spală lână asta și îți devii albă. S-a dus fata asta la râu, a început a spăla, a spăla, a spăla. I-a înghețat mâinile, că era iarna. A înghețat mâinile, acolo a apărut sânge, frig. Dar nu puteți duc acasă până nu faci și lână bălaie. Întrebare, cum au reușit ea să facă botul ăla de ață, din neagră, albă? Eu așa o întrebare, nu răspuns, dar de unde a făcut e băiatul cel Dragobete, dacă eu fost chiatră? Chiatră, da. Hai să ieși asta. Legende. Asta e altă legendă. Altă legendă. Să mă lăsesc cum a făcut-o chiatră așa și înapoi a desfăcut-o. S-a dus Traian și au făcut-o normal. Ori a făcut-o înapoi. Nu sunt întrebări, nu sunt întrebări. Eu cred că taman, asta e legendă nu despre dragoste, dar legenda cum a apărut beleznaua. Eu inventat beleznaua, a pus acolo și a inventat beleznaua, da, și a venit cu lână albă. Eu așa cu sliterul am pățit. Un punct pentru dânsul, da, ok, așa?
Так, то есть спуск Иисус на рыв, он гетца мыльный результ, как это фост ярна. Вот это как фост ярна. Ши таман ярна уши те, что кари ку репарация друмула, штий, к тротуаре. Да. Таман, ешти вар, хуяк, одатку вар, хуяк, ши... Ши такой, на. Ши са дус ла доке, ши артат, ялбы, ялбы. Ялб. Întrebări? Un Ștefan pentru Ion Chirtoac, ok. Cum puteți să o facă albă? Sau... Lâna asta? Da, din neagră albă. Dar ea și ce a fost? Eu am un răspuns, neagră. Bă, am un răspuns, e foarte bun. Adică, să țineți, fiți atenți. Da. Eu o șest mult timp acolo, până lână și eu îmi bătrânit și o făcut albă. Am avut și eu așa gânduri, e corect. Așa. Tu ai luat de la dânsul, bleați, gânduri. Tu crezi că, și tu tot crezi că e corect? Eu mă gândesc că are loc să fie, da, are loc să fie, că este logică în asta, că de la timp oamenii când îmbătrânesc, lâna lor se face albă. La oameni? Da. Dar chiar inclusiv care o ții în mână. Da. Adică dacă tu bagi într-un pled, într-un oghial lână neagră, tu 50 ani, acolo e lâna albă. Dar de unde a fost, albă? Dar de ce a fost neagră lâna asta? De la oaie neagră. Da. Dar înapoi n-a luat de la oaie albă deodată. Am mâncat să-i zic că scade, fă-ne-o neagră. Dar poate fata asta... Ia spălat de cuia pe râu. O, o, ia, și prosta a luat... Prosta cu alta, a dus-o capul, știi, și s-a dus și-o luat de la asta. Arras, bă, nu, nu, e și-o smuz din cap. E și-o smuz din cap, dar și... Tot un boț așa. Și-o făcut albos măc alb. Și-o dus lise. Da. Da. Nu, 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 asta e bret. Nu, dar și contează că asta, Iana, era frumoasă și așa, femeie frumoasă și frumoasă lâsă. Și i-a dus, el era negru, dar eu cu părul pus așa, e deasupra, știi? Ca Kinder Surprise, știi? Dar pe dochea, dacă e scârnăjie, e proastă, nu a dus-o capul să uite și ei, știi? Eu zic, aaa, blea, nu, hai. Nu e corect. Eu cred că... Eu am răspuns. Mulțumesc, Ivan, eu nu știam. Zic că e drept, nu e drept. Ia a luat de la oaie, a ras oaie neagră. Și a luat, a spălat lână, mult, mult, o lună, blate, întreagă, a luat și a spălat lână asta. Și nu s-a oprinit. Și a luat lână asta și s-a dus să caută răspunsul, cum să o prefac într-o... A intrat într-o peșteră. Așa. A intrat în peșteră și a umblat în peșteră asta și acolo a fost un bătrân. Bătrân și cu părul alb. Bătrân a fost cu, în întuneric așa. Și el a întrebat, băi, cum să fac lână asta neagră? Și el spune, o să poți să o faci dacă o să răspunzi la trei întrebări. Întrebarea numărul 1. Întrebarea numărul 1 și... Întrebarea numărul 1 și mai greu. Un kilogram de fier sau un kilogram de lână. Eu mă duc să fumez. Și ea a spus, ea a răspuns. Bă, Peter-ul, dar n-ai tu? Dar tu n-ai al... Și a văzut că el are o barbă așa lungă, albă. A. Și l-a ras pe bătrânul. Și el a luat, i-a pus, să nu și ea pederască, i-a pus că lână neagră pe barbă aici, i-a pus el în client, așa. Și s-a dus cu barba la bătrânul și tipă, gata, am spălat-o, iată, așa. Un punct pentru Ivan Lenov, extraordinar. Dar păi zic trei întrebări, eu zic. Dar nu dovdit. Da, nu dovdit, ia întrebări. Eu tuns barba, așa. Eu am altă versiune. Da. Ies o întors la baba Doche și ea cu lână, dar nu albă, dar tot neagră. Și-o zic, și tu uite un pulă cu fiortul, blea, și pațanii mai sunt. Și uite câți pațani satul e plin, dar eu trebuie să mă chinu iarna în râu. Un Ștefan pentru Și din cauza la fata asta, acum noi la test trebuie să dăruim, da, sunt așa mai departe. Pentru că ea s-a zăibit pentru toate fetele. Din cauza la o lână. Un Ștefan pentru Ion Chirtoac, ok. Băieți, pe dânsa a venit cineva? Și i-a dat un lucru. Săpun! Belezna. Săpun lichid. Pervol, pervol. Da. Și-a făcut lâna ca nouă. Nu, a venit cineva. Cineva și i-a dat vibrator. Și i-a dat în pulă, i-a dat... Nahui lâna! Nahui lâna poți să-mi da. Un Ștefan pentru Ivan Lenov. Nu, în legendă a venit Iisus Hristos. Ipu, așa el e ieșit. Așa e? Așa e? În legendă. Așa e Iisus Hristos și a dat vibrator. Nu, a venit Iisus Hristos și i-a făcut din apă gine. Nu, nu, a venit Iisus Hristos și i-a rodit lână. Și i-a Hristos, mai ai, mai ai. Ne, i-a rodit lână și a venit Iisus Hristos și merge așa pe apă și i-a... Nu, nu, nu. Nu, dar știi ce? Iisus Hristos și îți dau un ajut. Un Ștefan, un Ștefan, da, aici, da. Doi aici, știi tot un Ștefan, tu ai zis că mai ai? Victor, prosti. Întrebări, da. Mai ai? Nu, dar știi de ce el merge pe apă?
Era iarnă și apa era înghețată. Da, 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 da. Просто mergea un om pe apă și el pe gheață și el credea că este Isus. Nu, a venit Isus și a ajutat cumva. A ajutat cumva. Băi, da, aici, bă, okay, da, da, Doamne, el poate să schimbă asta. Da, asta e picolul, că aici e un răspuns tot și budist așa ceva de fantastic, pentru că dacă omul e fantastic. Da, da, nu poți să vină să-i dai ceva. Isus poți vină, poți și orice să facă, înțelegi? Dar și a avut Isus. Iată și e prinși, e popular. El, pâine, i-a dat pâine. El făcea, da, el făcea din el a făcut pâine, el din apă făcea gin. El merge, el băi, el a făcut de la neagră albă. Ce pizdeț. El din, da, din rocul. Și e așa răspuns, easy, вообще. Poate, dar nu e așa. Nu, nu e așa. Poate, el a făcut lână neagră v jin. Și aici, lână, da, jină. Și baba, și baba, și eu nu mai jin, băi, unde e lână? Ești neagră. Un Ștefan pentru Ivan Lenov, răspuns ingenios. Da, eu am o întrebare. O mai fost în istorie așa, când din negru se face alb? Tipa lână Michael Jackson. Dar poate nu s-a făcut în alb, poate Iisus a dat altceva. Iisus i-a dat ceva. Iisus, care au făcut, dat, într-adevăr, lână din alb, din neagră din alb? I-a dat clepova. El e alb. Da, dar clepova e alb, că nu, da, se vede. El când se usucă e galb. Nu, i-a dat ceva eu pus în apă și... Eu nu vreau să spun și poți mai aibă Iisus de culoare albă. Adică n-ar fi frumos din partea mea. Mantia. Mantia era albă. Băieți, aici dacă conectați un pic creierul, știți că este și legenda mărțișorului încă. Aaa. Știți idei? Oie, bă, e balul. I-a dat plăibală, i-a curs sânjit pe zăpadă și a apărut să... Un Ștefan pentru Ivan Lenov, dar nu. Marșor, nu. Nu, i-a dat ceva. Țineți minte... Un ac! Un ac i-a dat. Și? I-a zis așa, te duci, la, bine, te duci la babă, blea, și când întinzi ghemul, un șip și cu acul, blea. În gât. În gât. Na, na, e albă, măi, ori nu? Uitați-vă, e când s-a dus la babă, da, s-a dus cu lână albă, așa? Și cu așei, cu așei ceva care i-a dat-o Iisus. Eu știu. Cu o sticlă de gin, blea. Eu insist pe varianta mea, venit cu lână albă și cu vibratorul. Nu. Eu insist. I-a dat un stvol. Și Iisus zice că asta te ajută să-i schimbi opinie și vin între albă. Da. A, tocmă! A făcut-o daltonic, n-apoi. A făcut-o daltonic. A venit cu daltonism, a venit. Ți-a dat mie daltonic. Băi, câinele. Legenda continuarea. Nu, nu-i zăibise aici. Câinele, jivet alb-negru numai, da? Cine are câine? Da, tocmă. Și a făcut-o câine, blăd. Pe cine? Pe baba Doiche, da? Pe baba Doiche, da. Și era Molda. Molda care era în emisiunea și Molda care fugea de război. Uite, ai dus, e! Asta era o Doiche care s-o dăibi de... Comisar Rex. I-a dat ceva. Băi, dar cum schimb negru în alb? Asta nu poate schimba așa ceva. I-a dat ceva care eu pus în apă și din negru a devenit lână albă. Băi, legendă. Iisus. Drepturile i-a dat. Hide. Vine echipe din Mister Proper i-a dat. Da. Nu, a fost cu belezneaua, nu-i corect. A, nu-i corect. Ceva i-a dat, fări, blea, și... A pus în apă și poate spune, da, apă cu atunci. Și avea Iisus, blea, pâine și gen, nu știu, un minut. El a băut și a mâncat, blea, și... Și poți faci blesătul înapoi, nu mai faci nimic. Băi, și a avut Iisus, și știți despre Iisus? Băi, legendă, puteți ceva și i-a dat. Legendă. Da, și i-a dat. I-a dat un sfat. Palăcică lui Gary Potter. Un sfat. Palăcică, nu e. Palăcică lui Gary Potter. I-a dat palăcică lui Gary Potter. Și ea... Dar el mai târziu. Dar el e Iisus Hristos, el puteți să facă prost așa, sigur. I-a dat deștile sale. El a făcut... I-a dat deștile? Na, deștile mele, du-ți ce-ai să faci cu dânsile așa. Dar dă-mi un indiciu, Alexandru, că eu... Indiciu, uitați-vă, eu vă spun continuare. Eu a luat, bun, lână, acel ceva a pus în apă, e, și respectiv lână din negru a devenit alb. Eu a rămas în șoc. Aspirinul psare, asta care faci... Nu, stai. Și a rămas în șoc, fata asta. Adică, nihuia sebe! Când m-a văzut pe Iisus, dar m-a rămas. Eu nu înțeles că Iisus. Ea n-a știut că Iisus. Eu nu înțeles că Iisus. Ea pe urmă. Bă, ea a avut acolo baba Dragobete ăsta, blat. Ea a avut probleme sale. Ea nu știa, Iisus, ni Iisus. Ea nu și-a dat seama că Iisus. Dar e pe urmă înțeles. Iisus i-a dat ceva. Omăt. Comătul e alb. Tădeamul e alb. I-a dat ceva. Și Iisus a dus la babă. Uite, Iisus a dus la babă cu lână albă și cu așel ceva. Și baba, când a văzut așel ceva, a zis, nihu, ia sebe, a venit primăvara. Mă duc cu oile pe deal. Mărțișorul în pizda, mă, să-i. Ghiocelul, blea! Ghiocelul e alb. I-a dat și...
Nu-i drept. A venit primăvară. O mungur, blea, i-a dat. E așa. Culoare, blea. Și culoare. Albă. Neagră. Roșie. Două puncte pentru Vlad Slisarenko. Am vrut roșie să spun, bleați. Dar cum o înțeles este alea? Cum o înțeles e ca la Iisus? Eu nu o înțeles inițial. A venit un bărbat. După asta. A venit acasă, a uitat pe o cruce și dacă... Bля, дивись. У него ла май вэс, бис. Ел, да ну ел. Дой Штефан пентру Влад Сизаренко, ши он Штефан пентру Ион Киртоака. Е но он целес инициал. Идея каре, ка е со дус ла рыв, ну пте кураци, ши со апарут ла дынса ан фаца ун ом. Ун мужик. Да. Ши о дату флари роши, шо зик на пуни на апа. Și eu pus în apă și lâna din neagru a devenit albă. Ei s-a dus cu floarea. Foarte logic. Dintr-o floare roșie, da? Da. O floare roșie. Dar noi, cu logica noastră, blăți, că... Da, 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 că vibrator, că te chinui. Roșie, până... E, baba nu a crezut-o în general că a venit cineva, i-a dat o floare roșie și uite, când colo, heracul a devenit... Da, drogobeti, eu pizdit-o, pentru că șo za mužic, blăți, cine ți-a dat floarea asta? Nu? Și o bătut-o. Șo-t... Aici este și altă morală la legenda asta. Iisus i-a dat floarea când a văzut-o că e spăla. Respectiv, fetilor, dacă vreți flori... Spălați, nahui, lână voastră. Lână... Neagră. Acum vreau să spui, lână lusoc. Spălați, lână lusoc. Pentru Ivan Lulienov. Mulțumesc. Răspuns cazliu, dar la tine răspuns sexist. Nu e sexist. Tot un Ștefan și ții. O rând de aplauze și noi mergem la următoarea întrebare. După jingle! Băieți, noi să revenim la familia Ceaușescu. Familia Ceaușescu avea mulți câini. În general, toți dintre ei, toți liderii ăștia de la ei care erau în familia Ceaușescu, toți aveau câini. De exemplu, Nicolae Ceaușescu avea 4 câini. 4 câini, unul îl chema Corbu, unul Sharona, unul Șoimu și unul, cum credeți? București. Rodica. Rodica. Eu mă gândeam la Patrocle. Da. Patrocle. De tot chiar așa miră. Patrocle e nume popular între câini. Grivei și Patrocle. La români? Da, Șaric. Da, Grivei. Grivei. Dic. A? Laică. Da, yeah. Cuțu. Eu mă gândeam la Rodica. Serios? Rodica Ciornica m-am gândit. Da, aici e câini. Câini. Da. Avea 4. Femeii să tot avea câini. Avea un câini cocker. Nicu Ceaușescu, fșorsu, avea câini lup. Elena mai avea, și Zoia și Mircea, toți aveau câini. Toți în familia lor aveau câini. Totuși cel mai iubit dintre toți era Corbu. Nicolae Ceaușescu îl iubea pe Corbu, chiar... Corbu ăsta e câini sau? Numele câinilui. Corbu. Eu cred că fiul lui. Corbu. Nu. Corban. Corbu Catarii Pasări. Dar okay, el okay. A pus la câini, a pus numele Corbu. Al iubea așa de tare că des Elena, femeia, s-a pus geloza pe câini. Zice, mai ai tu câinile ăsta tău, știi? Să te fuți. Mai fuți așa mine, nu numai câini. Nu, îl invidea foarte tare pentru că el mai mult iubea pe câini decât pe dânsa în sine. Am înțeles. Respectiv, el pe anumiți funcționari le spune, chiar le poruncea, când îl vedeți pe Corbu, să te adresezi cu tovarăș Corbu. Alții îi spune că îl aveți pe Corbu în poziție de drept, dați onorul lui câine, la Corbu. Știi? Și erau funcționari care îi dădeau onorul. Alții stăteau tovarăș Corbu, se adresau. Bună ziua, tovarăș Corbu. Deci eu șoasă dintr-o parță râdeblea. Am o întrebare. Ce i-a poruncit Nicolae Ceaușescu? Lu câine. Un Ștefan pentru Vlad Slisarenko. Ce i-a poruncit Nicolae Ceaușescu, ambasadorului român din Marea Britanie, să facă pentru câine? Ambasadorul român în Marea Britanie? Da. Să-i pelească pula. Un Ștefan pentru da, Ion Chirtoată. Ambasadorul român să belească? N-am înțeles. Nu, ambasadorul ce român... Poți unia... că dai ce-s la câine, așa la tipul că stai câine, dar să-i belești pula, dar dacă nu vrei. Și el tăcui. Da. Ce i-a poruncit să facă câinelui? Sau pentru câini? Ambasador? Pentru câini? Din Britanie? Da. Român din Marea Britanie. El a fost lângă câinii lui. Și el a spus, fă ceva, da? La câinii lui. Da? Hă mai la câini. Cum? Hau, hau! Nu. Nu, că asta e jos. Nu, așa. Îndrăjește la câini. E ca așa. Nu, el a spus. El a spus. Pune mâna între dinți. El nu mușcă.
El nu mușcă, nu, nu, nu. Un Ștefan pentru Ivan Lenov, ok? El l-a rugat salutii cu câinile ăsta corbu, dar salutii cum salut câinii. Cum? Să-l miroase la cor. Să-i lingă ouăle, cum câinile. Lingi ouăle. Nu, el... Bля, спал, пати. Стал спели. Спал кынли. Кын. Кын даши. Băi, spală cânai când acolo. Cânai când, spală cânle. Dar e ceva specific și puteți facă numai ambasadorul din Marea Britanie. Britanie. A, să-l înveți să limba. Să-l iei la ora 5. Să-l înveți limba. Pe câine? Da. A, London is the capital și el... A, să-l facă cetățean londonez pe câine. Blin, nu-i drept, dar vreau cetățean de un cinste, punct. E drept. E da, bun. Iulia, nu-i un punct acolo. Și să facă cetățean de cinste cui? A Marii Britanii. Dacă nici el nu era cetățean de cinste. Dar el și-a tare obiect, blea, măcar la câini, băi, dacă nu eu, măcar câini, blea. El a rugat ambasadorul să o pândească pe regină, încet tu fari să ascunde ieși, să vină cu câinile să o spare. Normal, normal, nu? Nu, a rugat să-i cumpere câinelui ceva din Marea Britanie. Ceva din Marea Britanie. Autobus, duhătașnic de ăsta. Pedigree. Autobus duhătașnic? Dar și încă este în Marea Britanie. Pedigree. E import de ăsta, știi, care e un huinea de asta de la noi. Păi și este în Marea Britanie. Nu, nu, nu. Ceva care nu e la noi și este în Marea Britanie, da? Specific și acolo. Specific și stand-up, adu stand-up comedian. English breakfast. Nu mai poate fi serios. English breakfast. Dezvolte. Ia, ia. Caroce. Sațiști, fasole. Exact, exact. Pentru că și el numai mâncașă, blядь, mă ligă nahă și mâncă. Așa, și, și, și. Și eu descoi, a, de la câlin, eu niște English breakfast. Băi, răspunsul aproape e drept. Dar bun, nu, nu, nu. Englezii sunt renumiți pentru faptul cum ei beau ceai, cultura de a bea ceai. Și se aduc ceai la câini. Un ceișor. Da, un ceai, ceai. Poate se aduc unul ăsta care duci pe vadocul, dar care îl duci pe dreapta, nu pe stângă, știi? Bun, un... Crastai, băi! Asta moare, blea! Un Ștefan pentru Ion Chirtoase. L-a lovit pe Ion Lulenov. Scandal. Ia ca scandal! Băi, mă crezi că am o lacrimă aici, blea? Le-am răscut. Duci mai deodată, mă scuz. Băi, Vlad Susarincu are dreptate. Într-adevăr, eu zis Nicolae Ceaușescu, eu zis ambasadorul român în Marea Britanie, să-i cumpere în mod regulat biscuiți. Biscuiți la câini, da, biscuiți englezești și să-i trimată prin poștă diplomatică. Dar el nu știe câinii mort la biscuiți. Da, de tot așa au murit câinile. Dar primul mânca... murit corpul, da? Harbuz. Nu, la harbuzii trăiesc, dar de la biscuiți... Câinii mor. De la harbuz trăiesc? Depinde, de care câini. Și ce-o purșit el în viață. N-am văzut niciodată un câini spune și harbuz. Da, păpșoi, brate, bă? Da. Ia, asta am văzut. Băi, dacă nu hrănești câinele o lună, el mănânci căcatul lui, ai văzut? Asta el fiecare zi poate să facă banii, chiar dacă le chiar dacă îl hrănești, el... Nu, serios, câinele dacă nu are... hrănești două luni, el moare. De pe este ciclu de asta. Asta e ciclu, el mănânci căcat și el scat. Circuit câinele și nu trebuie mâncare, așa tatăl mi-a spus, nu trebuie mâncare la câinele. La băi câinele să înțeleg, nu mâncau nimic pe casă. Nu, crudăvărat. Eu știu cum să faci câini în plut. Câini în plut? Da, căroce, dă ei un câini și îi dă-i 7 zile numai apă, știi? Și nu dă-i mâncare. Și el pe urmă e flământ și tu îi dă-i niște orez cert. El mănâncă și nu m-a mâncat, te n-ai mâncat, sărazul îl tai. Și în duhovcă. Dar spate o întrebare, da, nahuia? Păi lea, ca să nu te chinui să-l ucizi, să-l îmbâmpli, blea. Nu, gen, spate asta de făcut cu alte animale. Băieți, dar știți ce trebuie să faci ca să nu trebuie să strici? Deși asta e câinii normal, dar cu chiperii normal. Da. Deși, și v-au făcut chiperile, blea. Și vinovat chiperiu. Da. Au tăiat chiperiu, au pus, dar lăsați chiperiu în pace. Chiperiu are și el mamă, blea. Poate are și el copii, blea. Chiperiu nu hamă e, blea, la tine, nu te mușcă. Chiperiu nu mușcă, blea. Nu mușcă, nu hamă e, nu, blea, se strigă, blea. Nu se linge la ouă singur, blea. Da. Băieți, știți cum, dacă nu vrei să strângi de urmă la câinii căcatul, știți ce trebuie să faci? Să-l mănânci tu. Îl poți. Stăpân. Blea, cine nu strânge căcatul de urmă la câini, să-l mănânci el. Într-o societate civilizată, fiecare stăpân trebuie să strânge căcatul la câini de urma lui, blea. Tu candidezi la primărie, să știi că nu înțeleg. Pentru că eu cu copiii mei poți mă joc acolo. Și nici nu-mi place să dau în țărnă și să găsesc căcat. Cătare, dacă vrei să nu strângi căcatul la câini, apoi dă-i mâncare direct în culioc.
A, точно. Сейчас утешь, ну пати мангал. Стой, стой, пацан, да сейчас в школе спать. Ну, Влад, ел скак идет дать он кулек. Тогда или скак он кулек, не да. Типа, что? Бэй, да пати ел строешь тем кулек нахуй. Скак самонын какой. Просто, аша, кинили им кулек. Идеи, коли мъкари, коли скак. Да, он кулек трябва си идеи. Da, da, da. Ideea e mâncare în culioc. Bun, doi Ștefani la această întrebare a luat Vladislav Slisarenko. Jingle și noi mergem la pen, ultima întrebare, băieți. Clas! Bun, băieți, o scrisoare pierdută. Așa, bună seara. Unie. Unie? Am ușor găsim. Scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale este o comedie... secolul 19, da. Sfârșit de secolul 19. Ați auzit de scrisoare pierdută? Da, am auzit. Unde s-o cam? Căroci, când ne trimesc nea că am încălcat amenzele, că m-a prins la cameri, apoi trimesc-o în sat și pe urmă mă sună și zic că dumneavoastră aveți amenzi. Da, eu nu știu că eu am pierdut scrisoarea. Și nu. Și n-ai achitat până la urmă. Asta stăiem, blăge. Nu e probleme cu punctul. Nu, n-astăiem un punct, un Ștefan pentru Vlad Susarenko, ca să nu putem tăie special chestia asta. Să o lăsăm. Davai, davai, nene, polițist, adresați-o. O scrisoare pierdută, întreaga acțiune are loc în secolul 19 și în apropiere de alegeri. Parcă îi în Chișinău. Respectiv, în perioada de alegeri, știți că foarte... Tu răsufli așa de greu, nu, nu, întotdeauna. A, asta la tine era. Eu am adormit, profesor. Da. Respectiv, tot acțiunea se petrece în apropiere de alegerile electorale. Când tăți caută compromat unul pe altul. Și aici a venit un personaj, Trahanache. Bună seara, bine. Trahanache, care era unul din candidați și a spus că, băi, concurentul meu electoral a anunțat că a găsit o scrisoare de amor, o scrisoare pierdută a, de amor Trahanache cu cineva, cu o femeie. Bla, dar el nu cu asta se ocupa, bla. O Trahanache de țară. Trahanache, ăsta care candida și scrisoarea era lui, ca și cum. Da, o scrisoare de dragoste dintre dâns și o femeie. El a scris, tipa, el, da, și care întrebare? Eu știu, știu, stai, 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 care întrebare? El nu, el și-a scris lui singur, știi? O scrisoare, tipa, te iubesc, Trahanache, ți-ai minte țara și eu, fost tare ghini. Ca hype, lui trebuie hype. Care întrebare, care întrebare? Încă n-am ajuns, eu fac descriere la tot opera. Da. Asta e scrisoare pierdută și... Concurentul lui electoral, Cațavencu, Cațavencu, a anunțat că, uite, are... Cața, asta e pulă în italian, da, știu, știu. Și Cața... Vento e zapravcă. Pulă cu zapravcă. Zapravcă. Asta cu adăugură așa. Cațavencu, chipurile, găsit o scrisoare în care de șantaj, la adresa lui Trahanache. Pe peripiscă. Da, o scrisoare care e o de amor. Pret păpuș. Arată... Mm. Diseană, nu arată. Diseană, și e diseană. E pășe cu sinca. Știi că îmi puneai sinca deasupra și tragi conturul. Nu, așa, nu, e pune turna cerneală și s-a așezat pe hârtie și rămâne acolo. Păi ai buși fluturi, da? Care întrebare? Respectiv, aici vroie să anunță public care scrisoare dată, Cațavencu. Da. Numai că în ziua de când au loc alegerile, se întâmplă ceva și el nu mai face public scrisoarea. Întrebare ce s-a întâmplat, că el nu mai... M-a luat un toc de pizdeală. Așa, și ne l-a bătut... L-a bătut... Soarta. Cu așa familie. Așa, Ivan. Eu cred că în scrisoarea și de amor, de dragoste lui Trahanache a fost scris... Tipa, cum o chema pe druga lui? Pe femeia lui, el avea și soție, Zoe. Zoe. El a fost scris tipa Zoe, te iubesc, tipa... Nu, dar el asta cu amanta era. Amanta lui. Amanta lui a fost, Lena, blea, te iubesc, nahti, mor după tine, foarte mi-e greu fără tine. Și pasanii au văzut și, blea, el iubește pe cineva. El a scris, te iubesc, și gata, e șantaj, nahui. Da. Dar atunci era șantaj, asta era... Blea. Dar deși Cațavencu nu a făcut, nu a putut să facă până la urmă scrisoarea publică. Poate că era femeie să... A lui Cațavencu. Точно нахуй. Фемея са Лука Савенко. Пара пятюня, хай вон. Все, все, все. Блядь, что фемея са Лука Савенко. Я штю. Елу гасит о скрисуаре. Аша. Ши елу куна дискисо, аколо ера динато инимиара. Ши ел са пришепут. Бля, аста е ди драгости. Аша. Да, ин зива кын ел требе са презенти скрисуаре, ел о дискис скрисуаре, ши куна дат са читаска, да ел сука ну путе чити, бля. Ши респектив, нахуй. Я кру, реально, шти. Ну,
S-a întâmplat ceva că... Nu, stai că era. Mie îmi place că Vlad de fiecare dată spune de parcă asta e drept. Știi? Nu, dar asta e bună versiune, că el nu puteți citi, înțelegi? Victor, hai, spune. Victor? Da, el în ziua alegerilor vrea să o fac publică și des să desfaci și citește. Iubitul meu, Trahanache, eu te iubesc cel mai tare. Tu ai penis mai mare decât Cațavenco. Și el de asta nu se spălească. Bun, un punct pentru Victor Vizitiv. Frumos, frumos. Eu cred că Cațavenco a citit scrisoarea asta și acolo era despre soția lui. Dar el l-a spus. Asta nu e corect. Adică tu crezi că eu n-am auzit și ai spus tu încă o dată? Minus un punct, Ivan. Bleați. Sora lui, despre că sora Cățavenco. Despre măsa lui Cățavenco. Măsa. Măsa lui Cățavenco. Nu, ce s-a întâmplat? Deși el nu a putut să facă public scrisoarea. Băi, da, eu știu. Trahanache a spus, băi, Cățavenco, dacă o pui, eu ți Trahanache. Da, el, dacă o publici, ești pider. Nu, acolo scrie în scrisoare că dacă se va face publică, apoi ești... Cine, da, cine în afară de, Trahanache citești scrisoarea asta sau o faci publică, e automat e pider. Nu, el prost a auzit publică și такой, блядь, публика плохотнюк, am șos de ебяска, ăsta de хуйня, ăsta, нахуй. Care, indiciu, ai indiciu? Indiciu, ceva s-a întâmplat în sala și aia. Uite, când erau alegeri, ei numărau voturile și ceva s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Trahanache a spus. I-a arătat. Lu Cățavenco. Da. Poate Cățavenco a câștigat și nu mai are sens să mai publici scrisoare. Nu, Cățavenco tot a pierdut alegerile. Și Trahanache tot a pierdut. Da, pentru că comitetul a ales în general pe altcineva care să fie... Fie degeaba să vădeu. Da, fie tăchii, câștigat timu. Hai, brat, la o pivă. De ce nu a putut să o facă publică? A, publicul era interesat de alți oameni. Vopși, el era pohul de... Pățanii au scris, du-te, impule, te stau câștigat. Nu. Hai să discutăm așa. Uite, are loc alegerile. Și aista vrea să-l șantajeze foarte tare pe aislalt. Și zice, eu fac public atunci când tot comitetul e ca cum stăm noi aici, toți oamenii și ei să afli tăți odată. Da. Uh-huh. Numai că ceva s-a întâmplat. Cineva nu a venit. A? Cineva nu a venit, nu erau tăți. Nu, tăți a venit. Tăți din comitet erau amanți cu amanta lui Trahanache și tot avea spălească. Nu, eu știu. Era acolo și vreau zic că... Se numărau voturile atunci, da? Da, se numărau voturile. Și aici Trahanache zici că... Nu, Cățavenco. Cățavenco, da, zici că am uși vin. Duci la viceu și o mânca ceva rău, o mânca ceva cu eu. Și când colo... Dar nu-i hârtie. Așa. Și unica și avea la dus, asta era scrisoarea lui Aistiană. Și el zice, și fac. Și fac. Am înțeles. De-aia spun până la urmă. Da. Și fac. Ori îl unijesc pe Trahanache, ori mă unijesc... Sau pe mine, înțelegi? Ori mă unijesc eu ca sput. Da. Și el a zis că, bleați, s-a mers. Băla nebăla. Anume și-a zis, bun, băieți, când se numără voturile? Punct. Da. Nu. Când se numără voturile? La sfârșit de alegeri. Da. Ce se întâmplă de obicei acolo? Gălăgie. Se falsifică. Da. El a scăpat scrisoarea între tăti biuletenerile și ele și-a pierdut-o acolo. Într-adevăr, răspunsul corect este că el tot încă o dată a pierdut scrisoare. El o să ne-am pelării, acolo o să începe în chipă și când se numărau toate voturile. Debil, băleți. Stai așa un compromat și să... El când se numărau toate voturile, acolo o să începe gălăgie foarte mare, sfadă și ceartă. Și el a scăpat pelărie din cap în care era scrisoarea și respectiv el a pierdut și scrisoarea. Și după asta scrisoarea evident o găsit-o altcineva, un cetățeanul turmentat, care i-a dat-o până la urmă lui Zoe, dar nu mai conta, pentru că nici Trahanache, nici Cățavenco nu au câștigat ei alegeri, nu erau ei câștigătorii. Dar răspuns corect este corect din partea lui Victor Vizitiu, 2 puncte, 2 Ștefan pentru Victor Vizitiu. Și noi mergem la ultima întrebare, nu înainte de a afla care sunt rezultatele preliminare. Covăi băieți, înainte de ultima întrebare, avem rezultatele următoare. Ivan Iulienov, 8 Ștefan pentru Ivan Iulienov. De unde, băieți? Ion Chirtoacă, 6 Ștefan. Da. Eu mă scot. Victor Vizitiu, 11 Ștefan pentru Victor Vizitiu. Și la fel 11 Ștefan pentru Vladislav Slusarenko. Așa că aceasta este chiar ultima întrebare decisivă pentru tăți. Mergem spre ultima întrebare chiar acum. Jingle, băieți, și mergem. De ce lung, așa lung, tău. De așa lung. Ne concentrăm. În preistorie existau mai multe ritualuri de înmormântare a oamenilor.
De exemplu, în jurul căpeteniei, adică cine era conducătorul unui trib, erau înmormântați toți oamenii din acea comunitate. După ce mureau, nu înainte. Aha. Dar după ce mureau, erau toți îngropați acolo. Dar unii chiar erau sacrificați în timp. Dacă era în viață, pentru că a murit căpetenia, erau omorâți și ei. Adică să aibă ostași și în lumea cealaltă. Noi azi îngropăm oamenii cu mâinile pe piept, poziție de drept. Aha. Nu vor simpla mai mult energie și vreau. Da, mai altfel. Păi, dacă reluăm jocul ăsta, el îl câștigă, știi, da. Dar eu și acum pot. Am o punctie. Respectiv, înainte, bun, erau altfel. Înainte, oamenii erau mormântați în poziția ghemuită. Ghemuită. Cherșită. Știi cum e ghemuită? Da, da, cu ghemoroi când. Ca embrionul, tipă, da? Erau ghemuiți. Așa, așa, ghemuiți. Da, da, okay. Da. Am o întrebare, din ce motiv oamenii înainte erau înmormântați, anume, în așa poziție? Ghemuiți? Da, ia ca așa, ghemuiți? Da. Pentru că ei așa mureau. Am bătut eu din... Ce? Ei așa mureau, respectiv așa îngropau. Cum așa mureau? Iteți mureau de dureri de burtă. Un Stefan pentru... Atravlenia, omul. Pentru Victor Vizitiu, ok? Iteți vreau să chiș, bleați, vreau să mă chiș. A murit de când nu s-a chișat. A, eu știu. Ei n-aveau atunci așa aparate cum avem noi amu sau mecanisme care să iei să criu, să-l pui așa cetișor. Și eu îl făceau în poziție ghemuită ca roată și-l dă de drumul în groapă. Un Ștefan pentru Victor Vizitiu. Îi dădeau drumul încă din deal în vale. Da, da, da. Și dacă nu erau denii, îi dădeau foc. Da. Și jucau de asta ca ghemuiți. Sârul. Știți competiția și cu sâr când îi dau sâr, da, la vale? Apoi trebuie să-l prindă oamenii. Dacă n-l prindeau, da, e buie, lasă-l în groapă. Da. Da. De ce e în poziție ghemuită? Chircită, să mă. Ca să fie mai interesant. Dezvoltă, dezvoltă. Pentru că de obicei oamenii iubesc să discute mortul, știi? Așa. Când stă drept așa. Da, e. Da, da, când stă drept. Dacă ești de ghemuit, oamenii ești așa. Ia. Tu le vezi, nu, parcă e mort, parcă e mort. Nu, e altă explicație, da. Am o explicație care ține de nedorința oamenilor de a lucra. Tipa, când omul e în poziția asta, groapa mai mitic trebuie să o săpi. Și lor le rampat lăsăpi gropi mari și săpau groapa mai mitic. Adică e... economisau pământ. Da. Prin prisma groparului. Da, da. Da. Eu cred că au făcut așa ca să ahuiască șeie. Arheologii. Care... Arheologii, da. Care o să dezgroap și băi, și asta, blăi, nahuia așa. Ești adică, eu ca și arheolog. E tipa cum așa e legau, tipa, da? Nu, nu așa, așa, genuite, chiar așa. Da, ia că chiar așa. Poate credeu o renaștere, știi? Și, și? Cum s-a născut așa și mori, nu? Stai, dar pe oamenii nu se nasc. Doi, Ștefan, Ion Chirtoacă, într-adevăr, asta este răspunsul corect. Ei credeau în renaștere, respectiv, da, îl puneau așa cum se naște fătul, cum este în burta mamei, în poziție ghemuită. Dar de unde știu cum el arată? Ei și aveau rentgen atunci. Băi, dar eu m-am născut așa, na. Ei, de unde știu? Eu e ca așa m-am născut. Da, fiecare om se naște și neva galovca iasă pe urmă. Galovca prea. Am în vedere galovca. Galovca, tipa, belicu, tipa. Așa, pe cap. Vlad, eu zic galovca, eu zic așa, pe cap. Rezultatele finale din ediția de astăzi de la Așa Bună Seara. Jingle și aplauzele voastre. Bun, în ediția de astăzi, Ivan Lulenov, avem așa, 9 Ștefan, felicitări, Ivan Lulenov. În ediție de astăzi, Ion Chirtoacă, pentru prima oară venit, felicitări, apropo, o prestație foarte memorabilă, da, cel mai puține puncte, 8 puncte la activ, felicitări, mulțumesc. Memorabil de huioară. Vreau să zic. Nu, în tot cazul nu e ca la Marit. A fost bun, a fost bun. Foarte bun și plus o dată răspuns. Nu contează ei și ni dă tăte răspunsuri. Nu, și de ultimul. Ne-a dat un picior, bleac, așa. Pe viață. Știi că omul poate să pizdească mai gine în laut. Da. Bravo, Ion. Vă temeți și voi de ușigane. Vă temeți de ușigane. Auzi cum acolo. Vlad, nu suntem din ei. Vladislav Sliusarenko, 11, Ștefan, în ediție de astăzi, aproape de blitz. Și Victor Vizitiu, câștigătorul ediției de astăzi, avem 13, Ștefan, și aplauzele voastre, 1000 de lei pentru Victor Vizitiu. Mulțumesc. Victor, avem întrebarea ordinară. Da. Vrei să joci super joc? Ți-aduc aminte că
cu două ediții în urmă, că n-ai câștigat 1000 de lei, te-ai dus acasă cu 400 până la urmă. Da. Vrei să joci Super Blitz de data asta și să-ți iei revanșa în fața redacției noastre? Eu am întrebare, da, strecină în română, cum a spus. Din întâmpinare. Da, am întrebare din întâmpinare, dar dacă eu refuz Blitz-ul, ați m-a mai chemat la... Nu. Atunci Blitz! Blitz! Chiar acum întrebările Blitz cu Victor Vizitiu, aplauzele voastre! Jingle chiar acum. Bun, Ion, am să te rog, spui timpul și Victor Vizitiu, tu îmi zici 3, 2, da, 1 și noi o să începem. 3, 2, 1 și noi o să începem, hai! Câte județe avem în Republica Moldova? Județe 29. Minus. Zero județe, noi n-avem județe. Ah. Cât soție a avut Ștefan cel Mare? 4. 3. Da, a câtelea copil a fost la părinți Mihai Eminescu din 11? 6-lea. 7. Câte războaie a avut, a câștigat Ștefan cel Mare dacă a avut 36? Câte au câștigat? Da. 35. Nu, 34. Azi, care a fost capitala romilor încă din perioada sovietică și până în prezent? Capitala romilor? București. Da. A romilor? Bun, Soroca, minus. Mai departe, câte puncte a acumulat în emisiunea de astăzi Ivan Liulenov? Stai, 9. Da, răspuns corect, felicitări. 100 de lei pe stradă. A câta ediție este emisiunea de astăzi? 12. Nu, 11. 13. Nu, e 11. Cum e 11? Dacă pleci, continuă. Îți plec? Nu, dacă pleci, dacă pleci, continuă. Da, da, gata, gata. Dar eu nu știu cânticul ăsta, mă scuz, dar dacă ușa pleci... Ușa nu mai minus închide, vrei să treci, poate mâine pe aici. Frumos cântic. De pe treci și mă uit la tine. Asta la muzicană. Poate pierd ceva din mine. Încă o întrebare, nu știi. Poate dacă ploația rupi, blea, dar eu știu. Bun, întrebare, dacă care conține două indicii. Ok? Ha. Unde se varsă râul Nistru? Unde se varsă râul Nistru? Da. În Marea Neagră. Ok. Plus, dar unde se varsă Prutul? Prutul tot acolo. Nu, în Dunăre, minus. Haroș. Bun, hai să vedem așa. La Blitz, din 10 întrebări, Victor Vizitiu a reușit să dea două răspunsuri corecte. Asta înseamnă că pleacă acasă pe plus. Plus 200 de lei și dă-ne 800 înapoi. Bravo! Bravo! Spate cuvânt de încheiere. Da, și acum cuvântul de încheiere din partea lui Victor Vizitiu. Ați observat? La Vania și întrebări erau dat trecută și la mine și întrebări. Cunoștințele trebuie să câștigați bani. Cunoștință, dar nu pur și simplu abanianie și zâmbet frumos. Oh, da. Victor, tu tot ești frumos, Victor. Hai, las, eu ți-am dat bani. 200 de lei pentru Victor Vizitiu în emisiunea de astăzi. Oameni buni, mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi, că emisiunea Așa Bună Seară, o emisiune plasată între umor și cunoștințe în istorie. Dați like, share, subscribe, toate puneți-le acolo, comentarii. Eu sunt Alexandru Ghețan, sunt prezentator acestei emisiuni și nu uitați că ceea ce astăzi este realitate, mâine deja va fi istorie. La revedere!